pe Cezar Outdoors. Hai, sunt la cabană. Am venit pentru că a nins o săptămână zi de zi. Am zis că trebuie să vin aici, că e prea frumos. Însă a fost un drum teribil, teribil de greu. Aoleu, am făcut 3 ore jumate pe drum. Asta în condițiile în care jumătate de drum am fost super norocos, pentru că am mers pe urma unui tractor. Și apoi exact de unde începe traseul să urce, să fie panta mai mare, acolo s-a oprit urma tractorului, pentru că s-a întors, iar eu a trebuit să o iau prin zăpadă. Hei, și dacă până acolo am făcut o oră, de acolo până aici, până la cabană, cealaltă jumătate, a doua jumătate a traseului, mi-a luat 2 ore jumate. Am mers prin zăpadă, cea mai mică zăpadă a fost până la genunchi, cea mai mare până la brâu. Mergeam 40 de pași și trebuia să mă opresc să mă odihnesc. Nu puteam, pur și simplu nu mai puteam. Și tot așa am mers. Până am ajuns la zăpada până la brâu. Și am zis, ups, se poate și mai greu. Știi? Și după aia, iar am ieșit într-un dâmb și am ajuns în... Acum, până la brâu, ce 40 de pași? Mergeam 10 pași, trebuia să mă opresc să mă odihnesc. Debea să câteam picioare din zăpadă. Nu. N-am mai mers de mulți ani prin zăpadă atât de mare. Și apoi am ajuns într-un dâmb și era iar zăpadă până la genunchi și aveam impresia că sunt pe bulevard, așa, țopăi. Așa de ușor mi se părea. Dar într-un final am ajuns. Într-un final am ajuns. A trebuit să mă urc pe casă, să dau zăpada de la fantă. E o gaură. Acoperișul are o gaură, o fantă, pe unde iese fumul. Aici, în pod, nu este horn. Fumul iese din sobă, iese în pod și se împrăște acolo și este o fantă oblică în acoperiș pe unde iese în exterior. Mai de mult se folosea podul, se folosea pentru a fumat. Afumau carne, oamenii, brânză, cașcaval și de asta au construit în felul ăsta. Ei, și acolo fanta aia era stupată cu, nu știu, cred că 40 cm de zăpadă. Trebuie să mă urc pe casă cu lopata și să o dezgrop, ca să tragă soba, că altfel ieșea fumul în casă, nu avea unde să se ducă. Acum e bine. E bine că am ajuns, am reușit să mă schimb de haine, să beau o supă caldă, fierbinte, de fapt, și mă simt mai bine. Am făcut foc în casă, erau minus 2 grade în cabană și afară erau minus 5. Acum câte s-au făcut? Au urcat în 8. Cu un 8 grade și totul să urce. La soapte a fost minus 25 aici, la cabană, la 1200 de metri. Noaptea asta nu o să scadă chiar atât de mult, dar pe la minus 20 tot o să ajungă. Și trebuie să fac provizii de lemne. Acum câteva săptămâni am stat 3 zile singur aici la cabană și dacă n-ați văzut materialul video filmat atunci, o să las un link în descrierea de mai jos și puteți să vă uitați. A fost o experiență super!
sau pe ușă. Bună dimineața! Planul era să plec de la cabana azi, să intru în pădure și să rămân acolo la noapte. Vreau să-mi construiesc un adăpost, să fac un Siberian log fire și să stau acolo. Dar am dat o tură de dimineață și e zăpadă foarte mare, cred că are și un metru prin unele locuri. Mi-e imposibil să găsesc lemnele pe sub zăpadă. Trebuie lemne pentru foc, foarte multe lemne pentru foc. Apoi îmi trebuie lemne pentru adăpost. Și nu am cum. O să revin peste câteva săptămâni după ce se mai topește zăpada și o să duc planul la bun sfârșit, nu? Acesta este noul meu powerbank, X-Storm Limitless de 10.000 de mAh. Este un powerbank făcut după standarde militare. E waterproof, dustproof, shockproof. E cu siguranță cel mai bun powerbank pe care l-am avut până acum. Iar detalii complete găsiți în linkul afișat în descrierea de mai jos. Vine cu această carabinieră, care, deși e mare, e foarte ușoară. Aici are mufele de conectare. Are și o mică lanternă. Are două ieșiri, una de 1A și una de 2,4A, deci teoretic ar trebui să încarce mai repede decât încărcătorul meu de priză, care scoate 2A pe fast charge. Aici are o membrană care izolează foarte bine, deci nu există nicio șansă să intre apă sau praf la mufe. Aceste margini portocalii absorb șocurile. De asemenea, culoarea îți permite să-l identifici foarte repede, să nu-l pierzi. Iar cablul de încărcare care vine este de asemenea foarte solid. Thank you.
ansamblul ăsta care scoate fum acum și la care am gătit se numește torță suedeză. E un pic greu până se aprind lemnele astea groase. După aia, așa cum s-a văzut, ard singure și pe platforma de deasupra poți să gătești liniștit mult timp. Asta a fost tot. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Like, share, subscribe, ca de obicei. Mai bine!